Bine ai venit, Rodica Lazar. Bine v-am găsit. La interviurile noastre în mansardă, o bucurie să te avem aici. Și nu o să fac o introducere foarte sofisticată. Cei care te știu deja de pe scena Teatrului Bulandra și altor teatre Metropoli și alte teatre din București, te știu foarte mulți din ce au văzut pe HBO și alte filme pe marile ecrane, nu neapărat pe micile ecrane. Așa că o să sar introducerea pompoasă care se face de obicei în aceste interviuri și o să intru direct în subiect, citând din tine. Am Oh. fost norocoasă, m-am întâlnit cu oamenii potriviți, așa e? Ai avut parte de întâlniri. Da, zic tot timpul chestia asta pentru că cred foarte tare că așa e. Dar eu o să-ți aduc aminte de o întâlnire care ai abandonat-o la începutul carierei tale. La începutul carierei tale publice, întâlnirea cu jurnalismul. Ah, da. Așa a fost? A fost un abandon asumat? Da, nu am regretat aproape niciodată faptul că am renunțat la jurnalism. Probabil că m-am înșelat și că de fapt, adică sper, îmi place să sper și să cred că de fapt chemarea mea nu era acolo, e aici, Avem în dovada că actorie. acum avem dovada că asta a fost adevărata chemare. Sper, da. Adică cine te vede pe scenă este greu să-și imagineze că ai fi stat cu minte cu foile în brațe, Cu uite, minte n-aș fi stat așa. oricum, probabil. Dar mă întorc totuși la zona asta dintr-o perspectivă mult mai serioasă a consemnării actului public și al jurnalismului, pentru că suntem într-un moment poate similar cu cel al teatrului și al evenimentului cultural de după 90. Dacă ne aducem aminte, erau săli goale de teatru, teatru murea atunci, după 90. Actorii jucau pentru ei mai mult decât pentru cei care nimeni nu prea venea să-i vadă. Mă uit acum că teatru a reușit Da, să-și nu eram în revină. București atunci, nu vedeam teatru. Dar a fost o perioadă dramatică pentru tot ce însemna act cultural. Acum este o perioadă dramatică pentru presă, în sensul în care este Da. consumată mult mai mult presa de cancan, de eveniment imediat. Nu mai contează, este o știre care spune că nu lăsa adevărul să-ți strice o știre bună, este o vorbă. Vai de mine, Așa. foarte tristă. Întrebarea mea este ca un potențial aspirant la jurnalist, crezi că există o similitudine, crezi că există viitor pentru presă și pentru o presă de calitate sau este doar cancanul care trece dincolo de public? Eu sunt un om optimist și când nu mă mai simt optimistă, trag de mine să fiu optimistă. Și aș zice că sigur există un viitor pentru presă, pentru că sunt niște site-uri, nu știu dacă pot să le citez aici. Există, de exemplu, Casa Jurnalistului, pe care mai sunt articole pe Vice pe care le mai citesc și mai Da. sunt și chiar mai știu niște ziariști pe care îi urmăresc de pe Facebook, de exemplu, care mai scriu aici și acolo. Am văzut republica.ro, Da. adică sunt niște site-uri astea pe care le-am numit și probabil încă vreo câteva pe care nu știu să le numesc sau nu-mi vin acum, care cred că te lasă să sper că jurnalismul nu va muri. Jurnalismul ăla adevărat, la care eu visam atunci când vreau să fac jurnalistică, nu știu. Dar crezi că trebuie să ne fie frică de opinie, de opinia asumată și de clar spusă, care o întâlnim totuși destul de rar și în zona de, nu neapărat de jurnalism, dar de expresie publică, în afară de cea politică, cât și în zona culturală. Vedem tot mai mult că există o temere din partea persoanelor publice de a-și asuma. De a-și asuma un punct de vedere, de a-și asuma un trend, de a-și asuma o opțiune politică sau o opțiune de viață. De unde vine? Ne uităm peste graniță, peste gardul nostru și vedem că în afară, în cealaltă lume civilizată, în afară de a noastră, actori și oameni de cultură se fac remarcați prin faptul că spun răspicat ceea ce cred. Și prin faptul că Și prin faptul, exact. că așa, sigur, tu poți Da. să te exprimi, dacă nu contează sau părerea ta are nicio valoare sau nu influențează pe nimeni, te exprimi degeaba. Da, probabil vine din faptul că oamenii vor să fie liniștiți. Unii își justifică această atitudine de a nu ieși în afară, public, probabil prin, nu știu, folosesc scuza că nu e treaba lor sau că nu e domeniul lor sau că nu e meseria lor. Am vorbit și mai devreme, sunt o grămadă de oameni care preferă să fie reținuți. Acum, sigur, și eu cred că, de exemplu, am mai vorbit, probabil, nu știu, mă rog,
Și eu cred că datoria mea ca actor nu e să ies într-o campanie sau în alta să conving oamenii să voteze pe cineva sau pe altcineva. Dacă vreau să-mi asum asta, e bine. Dacă nu vreau, iarăși e foarte bine. Nu pot fi admonestată pentru asta. Pe de altă parte, atunci când în societate se comit erori grave, care nu țin de o orientare politică sau de alta, și simți că poți pune umărul la îndreptarea eventuală a acelei erori, cred că e păcat să stai acasă și să te ferești și să-ți fie frică. Iarăși e o chestie de opțiune personală, nu poți să obligi pe nimeni să se manifeste. Mă întorc aici și mă întorc la munca ta artistică și fac o referire la Valea Mută. A fost filmul care cred că risc să spun că a fost primul serial de televiziune care a rupt din barierele și din taburile. Primul serial de televiziune, cred că da, în România. În da. România. Și fac o paralelă cu ce s-a întâmplat zilele astea în Parlament. Proiectul de lege pentru parteneriatul civil a primit aviz favorabil în Comisia de Drepturile Omului. În Valea Mută discutăm de taburi și de lucruri care nu vor să fie discutate în spațiu public, printre care, uite, acum avem acest parteneriat civil despre care în România începe să se vorbească. Cum vezi lucrurile? Lucrurile? E o veste foarte bună pe care tu mi-ai dat-o înainte, n-am citit știrea asta. Îmi rezerv dreptul de a fi nu la fel de optimistă, pentru că, din păcate, nu știu dacă sunt cu adevărat atât de liberi domnii parlamentari. Adică crezi că este o ipocrizie care va rezerv dreptul de a, până la proba contrarie, de a fi precaută. Sper din tot sufletul, eu sper din tot sufletul ca ei să dea aviz favorabil până la capăt. Până la capăt. Dar după ce se întâmplă zilele astea, rezerv dreptul de a fi precaută. Apropo de ce se întâmplă zilele astea, știu că urmărindu-ți activitatea pe rețelele de socializare, dincolo de activitatea artistică, pe rețelele de socializare, pe blog, opinia ta care se aude în spațiul ăsta virtual, în online, știu că ești printre oamenii care rezistă. Am rezistat cu greu, am răcit foarte, foarte rău. Nu știu, am fost... Ori a fost o pneumonie salvată la timp, o bronșită. Dar totuși n-ai abandonat prezența ta în Piața Victoriei. A fost o victorie de etapă cu abrogarea Ordonanței 13. Așa am sperat noi, dar se pare că avem că nu. Asta vroiam să te întreb. Care este endgame-ul? Până unde va merge acest rezist? Habar n-am. Mie mi s-a părut un act de nedreptate și am ieșit în stradă ca mulți alții. Nu știu dacă e în puterea mea sau nu să schimb ceva. Am ieșit în stradă ca un alt om. Dar acum ce se așteaptă? Că... Pentru că oamenii au înțeles atunci că se aștepta abrogarea Ordonanței 13, da? S-a dat Ordonanța 14. Care încă nu este 14, aprobată în Parlament. Da. Și se întârzie aprobarea acestei ordonanțe de către Parlament și acum, venind încoace, am auzit la radio că deja există a patra persoană care a acționat în instanță, e ceva strigător la cer, adică se încep jocuri laterale, ca să spun așa. O să mă opresc spunând doar că e un demers care mi se pare de bun augur, aceste proteste, mi se pare de bun augur, mi se pare, nu o să-mi dau prea mult cu părerea că nu sunt nici jurist, nici politician, nici, mi se pare că e un demers de bun augur și mi se pare foarte important că oamenii au ieșit în stradă de data asta pentru un principiu. E un pas foarte mare pe care cred că societatea din România l-a făcut. Și cred că, sigur, interesul clasei politice nu e să se bucure de evoluția civică a societății românești, dar cred că ar trebui, de fapt, noi să ne bucurăm cu toții că asta s-a întâmplat. Nu există așadar în viziunea oamenilor din piață două românii. Nu există... Eu nu pot să mă exprim în ceea ce privește viziunea oamenilor din piață. Eu pot să mă exprim doar în ceea ce mă privește pe mine. În ceea ce te privește, există două românii, există o ruptură? Nu cred. Asta e un... E un clișeu?
E un bullshit, scuzați-mi expresia. Oh, am zis exact aceeași expresie ca domnul. Da, nu, asta este o formă de manipulare. Vai, suntem divizați, vai, suntem împărțiți, vai, suntem manipulați. Așa cum noi ăia din Victoriei suntem manipulați, sunt manipulați și ăia de la Cotroceni și tot așa. Oamenii sunt manipulați. Ok, întrebarea care mi se naște mie așa în capul meu de actriță blondă este... Ca dacă, că nu înțeleg de ce clasa politică, aleșii neamului, văd că țara este divizată, de ce nu se sesizează, nu sunt ei mai deștepți decât noi și nu rezolvă naibii problema cât mai repede. Adică, tranșant, să rezolve problema asta. Adică? Adică să aprobe în plenul Parlamentului ordonanța numărul 14. Dar până atunci... Până atunci... Avem un nou meeting. Dau din stânga în dreapta, așa. Avem un nou meeting, am văzut înainte să intrăm în acest interviu, am văzut că se anunță deja un meeting sâmbătă din nou părinților cu copii, reacție a declarațiilor de contestarea prezenței copiilor în piață. Eu nu am fost cu copilul la meetingul ăla. Aveam treabă, copilul era plecat, deci nu pot să mă exprim. Dar care e punctul de vedere? Iarăși, eu nu sunt sigură că am fost ocupată ieri și alaltă, n-am stat prea mult pe rețele și nici pe știri, pe rețele de socializare și nici pe știri. Nu sunt sigură că e adevărat. Adică, nu sunt sigură că se va merge până la capăt cu chestia asta. Poate să fie iarăși o chestie de manipulare. Vorbim despre manipulare cum vorbim despre prețul la pâine zilele astea. Prețul pâine zilele astea. Toți suntem manipulați sau știm despre ceilalți că sunt manipulați. Numai noi, cei care ne dăm cu părerea, suntem nemanipulați, liberi și cei mai deștepți. Nu sunt sigură. Sigur, s-au găsit vreo 2-3 harnici așa să zică că e greșit. Să vedem. Până nu văd pe cineva care chiar a fost... Înțeleg că protecția copilului a primit niște sesizări. Da. Și probabil că e obligată protecția copilului să dea curs acelor sesizări. Sunt sigură că protecția copilului are înaintea acestor sesizări mii de sesizări, dacă nu milioane, despre copii care cerșesc pe stradă, dorm în gări, dorm pe cartoane, sunt abuzați în familie, sunt abuzați în școli, în internate. Nu cred că nu există sesizări în privința situației din diferitele spitale, din diferitele orașe ale țării, de spitale de copii în care se trăiește și se trăiește, în care se supraviețuiește în niște condiții groaznice. Așa e. Sunt sigură că va trece foarte mult timp, sper, până când protecția copilului va ajunge la aceste sesizări. Că dacă aceste sesizări au întâietate, atunci avem o problemă, sincer, după părerea mea. Din nou discutăm de niște priorități pe care le stabilesc alții în funcție de, iarăși, manipulare și... Nu știu în funcție de ce, dar mi se pare mai important să... Adică acolo în piață, știu prieteni care au fost cu copii în piață și prietenii mei care au fost cu copii în piață sunt niște oameni care au serviciu, care își îngrijesc copiii, care își educă copiii cât pot ei de bine. Deci nu cred de că vor să le facă rău copiilor lor. De asta spun, aceste sesizări cred că ar trebui... Nu cred că sunt atât de urgente. Dar... Decât dacă cine vrea să le transforme în urgențe. Și să transforme asta în urgență, probabil că e un interes de a ține lumea acasă. De a nu-i lăsa să se manifeste. Lumea va găsi o formă de să se manifeste. Vrei să spui, de fapt... E posibil, nu vreau să-mi dau cu părerea că eu... Dar, pe de altă parte, vă spun că există această soluție. Eu însă mi-am lăsat copilul la niște prieteni, unde au rămas și alți copii, cu cineva, ca noi să putem merge liniștiți în piață. La protest. Pentru că era frig, pentru că era noapte, copiii aveau vacanță și puteau și să stea până la 10 făcut, împreună decât să stea cu noi în piață. Deci se găsesc soluții. Asta nu e o... Dar vreau să mă întorc dincolo de povestea asta recentă și felul în care au început protestele în piață și motivația fiecăruia. Crezi că este și o componentă de regret a celor care sunt acum în piață? Adică crezi că faptul că ei nu au ajuns să voteze, poate mulți dintre ei, cei care acum protestează în piață, n-au ajuns să voteze, da, n-au crezut în puterea votului, acum au ieșit să strige... Asta iarăși e o situație, nu știm câți
din cei care sunt în Piața Victoriei au votat sau nu au votat. Nu Dar știu e o toți. lecție pentru... Sunt Adică convinsă. forma Eu am supremă de auzit civism... oameni, mi-au și scris pe Facebook la diverse postări la care te refereai probabil, îmi pare rău că n-am votat. Era un tânăr care avea o pancardă pe care spunea n-am fost la vot, mi-e rușine, îmi pare rău. Da, e posibil că oamenii să nu fie ieșit la vot. Acum, sunt mai multe aspecte. Sunt convinsă că e o lecție pe care mulți au învățat-o, pe de-o parte. Pe de altă parte, unii n-au ieșit la vot pentru că li s-a părut că e... n-au cu cine să voteze. Și n-au de ce să iasă. N-au cu cine. Și atunci, de ce să votez dacă n-am cu cine? Li s-a explicat. Noi, adică noi mai vorbim între noi și le mai... Deci știi că poți să anulezi votul sau poți să-l dai pentru... mă rog, în sfârșit să trecem și peste aspectul ăsta. Dar ceea ce mi se pare mie mai important este faptul că asta realmente nu are nicio legătură cu prezența la vot. Da, e greșit să nu ieși la vot. Eu am fost la vot. E greșit să nu ieși la vot. Trebuie să mergi la vot și să-ți asumi. E un subiect pe care ar trebui să-l lăsăm puțin deoparte. Pentru că în piață, iarăși din punctul meu de vedere, nu s-a demonstrat împotriva PSD-ului. N-a vrut nimeni alegeri anticipate. Da, mai striga câte 1-2. Nu e... Fiecare strigă în piață, că de asta e piață. Dar n-a strigi. Fost un trend. Dar din punctul... Eu nu am scandat nici împotriva PSD-ului, n-am afirmat nici că e ciuma roșie, n-am zis, n-am strigat nici pentru alegeri anticipate. Ăsta e un alt subiect. Subiectul principal este ordonanța 13. Eu cred că pentru asta s-a ieșit în primul și în primul rând în piață. Și crezi că în momentul în care ia final toată această procedură de abrogarea ordonanței 13 prin adoptarea ordonanței 14 și se pune punct, crezi că va mai rămâne cineva în piață? Nu știu. Nu știu. Dar cred că oamenii, și încetul cu încetul încep să înțeleagă, trebuie să înțeleagă exact de ce. De ce ieși în piață? Nu toți ne putem exprima. Adică, dacă am vorbit acum încă jumătate de oră despre subiectul ăsta, probabil că voi ajunge și la un dat la o limită. Că nu am pregătirea necesară. Dar oamenii înțeleg lucruri. Eu am înțeles anumite lucruri și mi-am asumat. Mi se pare greșit. Și într-adevăr am scris pe Facebook. Nu cred că e vorba despre nicio altă politică decât despre teama unor oameni de. Dar trebuie să recunoști, Rodica, că este cam prima dată când a existat așa o efervescență. Da, repet, e prima dată când oamenii au ieșit pentru un principiu. Este exact. Foarte important. Și este prima dată când oameni cu poziții publice în sfera culturală, nu în cea politică, au avut un cuvânt de spus și s-au auzit dincolo. Nu au un dincolo. Cuvânt de spus, au din păcate. Ei se manifestă, săraci. Sau mai bine așa, vom da. Vedea dacă au un cuvânt de spus sau nu. Da. Mă îndoiesc că au un cuvânt de spus. Noi ieșim în piață, postăm pe Facebook, da, pe bune. Am văzut că există colegi de-ai tăi, nu știu, vine acum în minte, Oana Pelea, să zic, da, care are niște postări foarte la obiect și foarte așa. Tu, Ișvan Teglaș, Tudor Chirilă, nu mai zic, care sunt foarte... Dragoș Bucur. Da, Dragoș Bucur, exact. Sunt oameni care au publicul lor și care sunt ascultați și care, de fapt, formează opinii într-un anumit segment. Până la urma urmelor, și dacă ne alegem cu asta, tot este un lucru bun după această mișcare. Știți, acum o să zic o chestie așa. Nu știu cum să o formulez, să se înțeleagă exact. Vorbeam cu Tudor chestia asta. Sincer, eu am ieșit în piață dintr-un soi de egoism. N-am ieșit nici să influențez pe nimeni, n-am ieșit nici pentru copilul meu, am ieșit pentru că așa mi-a dictat mie conștiința și pentru că eu cred în conștiința mea crede că trebuie să fac asta. Indiferent ce se va întâmpla, repet, e un punct de vedere egoist, eu știu că am încercat, după puterile mele, să fac ce am putut. Asta e tot ce pot să fac eu. Și atât am putut. Și până fac la asta urma pentru liniștea conștiinței mele. Faci cu tine. Fiecare și îl face exact. Cu sine. Pentru că, într-adevăr, mi-a spus o prietenă, când eram așa neliniștită de lumea, cum va trăi copilul meu în lumea asta, mi-a spus, copilul tău va trăi în lumea asta, așa cum bunicii noștri au trăit în război, au făcut față foametei, războiului, pentru că fiecare ne adaptăm vremurilor pe care le trăim. Și cumva m-a liniștit, într-un fel, chestia asta. Deci nu neapărat pentru copilul meu. Copilul meu se va descurca, el va crește în lumea asta. Am ieșit pentru liniștea conștiinței mele. Pentru tine. Pentru că așa am simțit eu și...
Ieșim un pic din zona asta tumultoasă, Dacă așa că e, încă nu avem liniște să vorbim despre ea. te-am văzut în Carusel, care practic, ce să zic, este emblemă, Da, da? e un spectacol foarte plăcut de oameni. Foarte plăcut, sălile sunt pline. Ce se întâmplă după Carusel? Ce proiecte noi ai? Am scos o piesă la Metropolis. Acum încercăm să repetăm o altă piesă. Deci ceea ce nu e semnat bătând cu e ridicat pe jumătate, nu se zice. Așa e. Că nu știi, Așa e. adică nu are sens să te lauzi, aiurea așa. Să nu vorbim cu ghinion. Sau, da, asta, mă Așa. rog, e. Mai încercăm să încropim acum încă o piesă, să vedem. Și probabil o să urmeze două scurtmetraje. Despre? Sau nu le vorbim încă? Nu. Vorbim la momentul. Da, Asta da. înseamnă că mai. Deocamdată, da, Asta deocamdată. înseamnă că pe lângă Bulandra Metropolis o să. Godot, mai am o Godot, piesă, Godot. exact. O să te mai vedem și aici, când vii să vorbești despre proiectele Ar care fi urmează să frumos, se ar întâmple. fi frumos să se întâmple lucruri atât de importante cu proiectele încât să merite să vorbim despre ele. Rodica, mulțumim frumos. Am vorbit mai mult politică. Ok, Este, mă rog, n-am politică, vorbit nu politică, neapărat am vorbit politică. mai mult Da, despre despre... cotidian, despre ce se întâmplă în cotidian, Da. dar în egală măsură citim despre ceea ce faci și știm despre ceea ce faci în plan cultural și de asta cred că este important să vedem și ce se întâmplă dincolo de omul care joacă pe marile scene, să Nu vedem cred, care tot, sunt părerile da, din spatele aici rolului. într-adevăr este pericolul ca omul să vină în sala de teatru sau în sala de cinema și să confunde personajul cu părerile politice, să zicem, ale actorului care interpretează personajul respectiv. Și aici, într-adevăr, e de gândit și de Bine că menținut un n-am vorbit echilibru. politică, am vorbit doar civism. Am, Atât. da, am vorbit doar civism, da, așa e, despre civism, Mulțumim da. frumos, Rodica. Mulțumesc și eu. Succes în ceea ce urmează să faci și Mulțumesc la fel. te așteptam să revii.